Oh, salut fraților, ce faceți? Bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta facem în direcționează pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp. Dați un like înainte să începem acest episod, fraților. Și dacă mai vreți episoade în continuare, când mai prind câte ceva interesant, o să facem episoade. Scuzați-mi calitatea asta, nu știu ce are, probabil din cauza că e noapte și lumina e destul de proastă. Se vede cu destul de ciudat, mi se văd toate coșurile de pe față care mi-au ieșit recent, dar nu contează asta, fraților. Radu a făcut niște clipuri destul de interesante. Ăsta se numește Andy și donațiile mari, pe care l-am și rugat să o facă, de aia mersi mult Radu. Aveți canalul lui Radu în descriere, sper să nu uiți să-l pun în descriere, aveți și linkul de la G2 în caz că vreți să mai cumpărați ceva. În mare parte, ăsta a fost intro-ul, hai să-i dăm drumul să vedem dacă clipul ăsta ne va face să râdem. Și după aia mai avem un video, hai să vedem. Oh Germania, oh na na na, oh Germania, lectoratul energie, oh Germania, oh na na na. Lectura tu-i energie, el locuiește într-o colivie și stă cu băieții lui. Seara la masă, salut băieți! What the fuck? Și stă cu băieții lui, seara la masă, salut băieți! În seara asta vreau să mergem la Gagici. Ce te faci tu la Gagici? Nu te cred. Ce să faci tu la Gagici? Nu te credea. Deci nu te cred. Zice că mă pupă, te pup și eu. Dar Cătălin a donat 50 de fucking euro. 50, odată! Oficial, Cătălin e barosul canalului, de că cea mai mare donație din istoria canalului, de 50 de euro, în primul rând, o singură donație. Și în al doilea rând este șeful banilor cu 171 de euro dintre toate. Mai vine și ale 7, hai cu decapotabil, a mersi frumos domnule ale 7 și domnule GMC, mă scuzați, dar m-a luat prin surprindere donația lui Cătălin, care nu mi-a veșteam, băi vere, mersi frumos, te iubesc, ești lui Cătălin. Simte, oh, salut domnișoară, știu că ai vrea să-mi bagi mână la gogoașă, dar nu vreau să... Știu că ai vrea să-mi bagi mână la gogoașă, te las, ce balcoane siliconate ai, Cătălin, du-te în puii mei! Nu te cred, vere, nu te cred, nu te aveam cred. Pantaloni de pijama pe mine. Nu te cred, nu te cred, am izmenele pe mine, în puii mei, nu te cred, vrei să-mi dau izmenele jos? Deci nu... Cred că l-a fost destul de când asta de cred, nu te cred. Deci nu, nu te cred, să-mi moară Franța. Hai, te pup. Ce să rea, stii în spate, mi-a pus dar în pat, ia uitați-l. Să-mi... Yeah. Moară Franța, hai te pup. Ce ușor, da, să dai, să arunci cu 100 de euro și să spui hai te pup. Ia uitați-vă și voi. I'm gonna fuck myself. No, deci nu, no, 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 no. Bidi baba di bu. Băi, visez să mor eu. Nu, am mai fost încă 100 de euro. M-a făcut flashcă să moară Franța. M-a făcut flashcă să moară Franța. Băi, nu mai pot... Mai dă-ne 100, grasule, Cătălin! Fix acum! Bă, cât tare! Cătăline, unde ești? Cătăline! Și că zis, să-i zic lui Luca să nu se pună cu el, că îl îngroapă în bani. Grasule, vorbim de 350 de euro în seara asta, grasule, 350, ce înseamnă asta? Vorbim de 471, numai de la cu 3. Da, domnule, pentru că ajuns am mai același părăgeam. Vare, lasă-mi canalul, lasă-mi ce vrei tu, să moară Franța și Cipilan și... Da, pula! Atât! Mai voiam! Mai voiam, bă, dacă faza asta cu Justinel, da, m-a luat prin surprindere donația lui Cătălin, care nu mai aveșteam, băi, vere, mersi, frate, pe mine, în puii mei, nu te crezi, vrei să dau izmenele jos? Nu te cred, nu te cred. Și mai e o dată, parcă. Deci nu, nu te cred, să... Mai s-ar dată, ia. Moară Franța. Hai, te pup. Ce ușor, da. Au. Mă, cât de tare, mă, cât de tare. Dă-te, pui, ia că mai e un clip aici. Hai, da, ho, prieten. Nu, ăsta. Ăsta. Pare să uit pe tine. Ia. Om nevindecat. În locul tău și nu oriunde altundeva. Dar de astăzi doar ploaia îmi găsește liniște. Bă, ăsta era de la... Aaaa!
Te-am prins. Deci aici clipul ăsta nu mă uitam de fapt la acel clip. Mă uitam la ăla cu încearcă să nu-mi plângi și de fapt a pus ăsta aici. Vreau să cred că m-ai iubit și să dau vina pe destin. M-ai învățat cum să te iubesc și acum nu mă mai pot opri. Încearcă să nu râzi. Ia să vedem dacă reușim să facem challenge-ul ăsta. Da, greșeala vieții mele. Cum arăt fără barbă? Ești frumoasă când râzi, frumoasă când plângi, frumoasă când te apropii și mă atingi, frumoasă când vinde din suflet răni, frumoasă când mă iubești și când... Era în flash că aici am care știu filmul ăsta. Da, măre. Cât de șmecher e asta? Și în titlu o să ne vedem din nou la București, pentru că sigur vă era dor de mine. Trebuie să mă abțin. Americano, americano, americano. Mă, el băga și în fund. Mă sperie. Salut. Ok. Noapte bună grijilor și vouă întrebărilor. Bebelușii noștri dorm toată noaptea-n dulce somn. Tă Dumnezeu, mă cac pe mine, mă cac pe mine, mă cac pe mine. Pula mea, ce pula mea, ce pula mea. Tă Dumnezeu, nu găsești omul ceva în care să se cace. Ce făcuși, bă, idiotule? Dă-te-n puii mei. Bă, cum a fost asta? Mi-a motor în 2018 pentru toate fatele mele, iar mai bine bata. Pentru toate fanele mele. Dă-te-n puii mei. Mă, mai era un C care nu știu dacă l-am văzut. Hoi! Unde e C-ul ăla? C20, pe ăsta l-am văzut? Da. Nu știu de unde a avut elixir. El acum o să vrea să... E picanetul! Nu. E picanetul! Nu te cred! E picanetul! Nu te cred! Ba da! Nu te cred! E picanetul, grasule! Marci în pula mea deja, bră! Bă, e prost! Bă, Vere Radu, ești talent, bă, pe bune, ești talent, dă-te-n pui mie asta care... A, pe asta am văzut-o. All around me are familiar faces, worn out
să mă sperie. Te-ai speriat? Băi, fraților, băi, băi, Radule, asta numai, că pe asta cred că știu. Radule, mersi mult de tot, ești talent, ești talent mare, rău de tot. Băi, fraților, am râs copios rău de tot la aceste videoclipuri, a fost super, super tare. Radule, sperăm să nu te lași niciodată. Trebuie să-ți mai dau și un material totuși ca să poți să faci ceva ca lumea. Oricum, Radule, mersi încă o dată mult, mult de tot. Băi, și aș vrea să te adaug pe Facebook. Lasă-mă un comentariu cu Facebook-ul tău, să te adaug pe Facebook. Sigur o să fie top comentarii, dați și voi un like acolo dacă îl vreți să ne scrieți, te adaug pe Facebook. Fraților, cam atât cu acest video, mersi mult pentru vizionare, a fost foarte, foarte tare. Desigur o să ne vedem data viitoare, vă pupa!